Bună seara, sunt Alexandra Petrița, vă invit la știrile Gorj TV, iată care sunt principalele titluri ale ediției. O femeie de 64 de ani din Bălești este cercetată de poliție pentru nerespectarea regimului armelor și muniților. Laurențiu Ciurel îl atenționează pe deputatul Vasile Popeangă după declarațiile făcute la Gorj TV. Și primarul comunei Prigoria, Emil Răcman, va fi reclamat la Agenția Națională de Integritate pe motiv că deține o societate comercială la care este unic acționar. O femeie în vârstă de 64 de ani din comuna Bălești s-a gândit să facă un ban și a dat de necazuri. Femeia și-a luat geanta și a venit la oraș, însă a ajuns pe mâna poliției. Bătrâna a venit la sediul Gorj TV convinsă că poate vinde o știre pentru suma modică de 20 de milioane de lei vechi. Mai exact, aceasta avea în plasă, o plasă în care erau 7 gloanțe și le-a spus reporterilor că în schimbul sumei respective va dezvălui cum a intrat în posesia lor. Vorbele sunt ca o armă, rup pe capete. Lumea ce spune că sunt gloanțe, oarbe, nu te scapă de doi nebuni care spui pe fața, pleacă-te. Dacă am zis-o la mișto, de ce te doare spatele? E o lume nebună, eu-s la fel și arca o torță. Ca să fiu un pas cu mod, am bracăm așa de forță. De la o vârstă fragedă am ales să fiu diferit. Când ați puștea... Ce v-a spus, e că nu mint. Da? Sunt gloanțe? Da. Și ăștia sunt băgate după ele și după ele băgat ăsta în capul lemnului. Nemulțumită că nu a primit banii, femeia a plecat și s-a plimbat cu gloanțele în geantă pe centrul orașului. Aceasta le-a spus jurnaliștilor că a luat niște lemne de lângă un drum, iar când le-a spart acasă a descoperit că erau găurite cu o bormașină, iar în gaură erau băgate gloanțele. Vreți să vă dăm bani? Da, degeaba credeți? Păi, doamnă, dar dumneavoastră ați descoperit niște arme. Așa. Niște, mă rog, niște muniție. Așa. Practic. De ce vă plimbați cu ea așa? De-aia veni aici. Vreți bani pentru ce? Pentru gloanțele astea sau pentru a face publică povestea? Pentru a face publică povestea, că doar nu... Dumneavoastră luați bani și... Oamenii legii au fost sesizați de aceste aspecte și au ridicat-o pe femeie pentru audieri. Haideți să stăm aici, dacă mă duc acum bine la... Servile, nu vă spărați că vă deranjez, da. La poliția județeană. Da. La vizioar, în sigură, să vă împărțiți la această parte. Și state mă numesc eu. Da. Haideți, vă rog. Care-i problema? Că de drept telefon? Nu, 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 da, nimeni telefon, da? Da, cum? Nu, da, nimeni telefon. Haideți, vă rog, aici. Trecem până la inspector. Purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Romina Dochian, a confirmat faptul că femeia avea asupra ei 7 gloanțe. În cursul acestei zile am fost sesizați cu privire la faptul că o femeie, în vârstă de 64 de ani, deține asupra sa muniție a cărei proveniență nu se cunoaște. Polițiștii au întocmit un dosar penal pe numele femeii sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și muniților, urmând a continua cercetările pentru lămurirea cu exactitatea împrejurărilor de fapt și stabilirea răspunderii judiciare. După audieri, oamenii au dus-o pe femeie la reconstituire în comuna Bălești. Trei ori la volat, da? Da. Două odată și două odată. Păi lasă, nu trebuie să vorbești, că nu, ăla nu registrează, zi acolo. Soțul femeii a relatat cum a descoperit gloanțele. Iau două lemne. De fapt, patru a luat. Și în două s-au găsit cartușele, în două nu. Da? Puteam să fac o nenorocire, că aveam ăla de fierbea la roșie aici. Puteam să bag lemnul pe foc cu cartușe în el și făcea explozie, durează cazan și tot. Vecinii spun că lemnele erau lăsate în drum încă de toamna trecută. Păi nu știu, deci nu știu. N-am cum să știu. Le-am văzut acolo, eu ce nu mi-aparține, nu pun mâna. Mai, și nu le-am luat. Oare dacă trecăm pe acolo, iar le-a tot văzut de asta toamnă acolo și s-a gândit să, că tot nu le-a luat nimeni, să le ia ea. Oamenii legii urmează să efectueze cercetări pentru a descoperi proveniența gloanțelor. Laurențiu Ciurel îl atenționează pe deputatul Vasile Popeangă după declarațiile făcute la Gorj TV. Parlamentarul a primit astăzi o scrisoare la cabinet în care managerul privat al CEO îi transmite să se informeze atunci când vorbește despre managementul companiei. Scrisoarea a fost trimisă și președintelui PSD Gorj, Florin Cărciumaru.
Prezent săptămâna trecută la emisiunea Politica între Da și Nu, parlamentarul a criticat managementul complexului energetic Oltenia, precizând că s-a greșit de către directorat în momentul în care nu s-au prevăzut bani pentru firmele sindicatelor în 2013, referindu-se la disponibilizările de la Olservmin. Iată ce declara deputatul pe data de 22 august la Gorj TV. Greșit. S-a greșit de către conducerea complexului energetic. Asta vreau să vă întreb. Eu sunt corect, și vă spun că nu, chiar dacă se supără unii. Vedeți că acum, până la urmă, o să prevadă aceste resurse? Putea să le prevadă pe 2013, nu era niciun fel de problemă. După părerea mea, niciun fel de problemă. Analiza situația și începând cu 2014 știau și oamenii, aveau și alte soluții. Deranjat de declarațiile deputatului, managerul privat al CEO i-a transmis astăzi parlamentarului, printr-o scrisoare trimisă la cabinet, să se informeze și atunci va face afirmații. Mă atenționează că am dezinformat la un post de televiziune. Au fost acordate resurse financiare Minprestului ca să fie angajați cei 300 de salariați de la societățile sindicale. Eu am spus la un post de televiziune, la Gorj TV, că după părerea mea a fost o greșeală de management și sigur mă atenționează că e bine să nu mai dau asemenea declarații dacă nu sunt bine informat. Nu era normal să vă dea mai degrabă un telefon decât să... Nu, după părerea mea nu, pentru că eu știu din surse, din anturajul dumnealui, că s-a... Lăudat de următoarea manieră, dumnealui nu discută decât de la miniștri în sus. Eu vreau să vă spun că mie nu mi-a răspuns de câteva ori și nu-l mai sun. Această scrisoare a fost trimisă spre știință și domnului președinte Florin Cârciumaru. Mai mult decât atât, această scrisoare a fost trimisă și președintelui PSD Gorj, Florin Cârciumaru, lucru cel mai puțin obișnuit, dacă este să ne luăm după declarațiile socialdemocraților, care au spus mereu că Laurențiu Ciurel nu este susținut politic în fruntea CEO. Complexul energetic Oltenia ar putea fi lovit în anul 2014 de un puternic val de disponibilizări. Surse din sistem afirmă că în memorandumul dintre Guvernul României și Fondul Monetar Internațional se prevede faptul că anul viitor între 5.000 și 8.000 de angajați vor fi disponibilizați. Liderul de sindicat Ion Rușeț nu a auzit despre această variantă, însă este convins că reduceri de personal vor exista. Mai exact, acesta susține că a primit semnale că fondul proprietatea își dorește ca un număr mare de angajați din cadrul gigantului energetic să fie disponibilizați. Rușeț a mai precizat că această informație este reală. Am obținut sau am intrat în posesia unei informații că fondul proprietatea ar dori disponibilizări masive de personal. Am făcut public această informație, inclusiv cu ocazia meetingului. Ați văzut expozeul meu sau cuvântul meu în fața participanților la acest meeting marș. Am avut această informație confirmată pe anumite canale că fondul proprietatea ar dori un număr mare de disponibilizări la această companie. În cazul în care se va ajunge la aceste reduceri masive de personal, Federația Națională Mine Energie nu va accepta așa ceva, indiferent de cine va fi lider. Indiferent cine va fi în biroul executiv. Pentru că există voci care spun biroul executiv să plece în momentul de față. Au fost vânduri. Indiferent cine va fi, poate să vină tânăra gardă, poate să vină nou val. Sunt inacceptabile pentru Federația Națională Mine Energie. În trecut, managerul privat al complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciurel, a precizat că, în 2014, există posibilitatea ca angajații ce se află în prag de pensionare să beneficieze de salarii compensatorii și să fie trimiși acasă. Complexul energetic Oltenia ar putea primi o parte din suma datorată de RA în companiei. Este vorba despre 10 milioane de lei, bani care s-ar putea achita chiar dacă Husnicioara întrerupe activitatea și sistează livrările de cărbune către distribuitorul de energie termică din Drobeta, Turnu Severin. Conducerea complexului energetic Oltenia spune că există promisiuni pentru achitarea unei părți din cei 180 de milioane de lei pe care îi datorează RAN-ul către CEO. Este vorba despre 10 milioane de lei. Nu, dar știu că s-au purtat discuții foarte multe și toată lumea promite. Deci ultima dată avem acum promisiuni că vom încasa din, la început din 40 de milioane, au fost 20 și acum avem promisiuni că vom încasa 10 milioane.
Regia autonomă pentru activități nucleare va continua să furnizeze energie termică deoarece mai are cărbune pe stoc, după care va cumpăra de la privați, pentru că deja a contactat carierele private de cărbune din zona Motru, cu care a întrerupt colaborarea acum câteva luni. Asta ar însemna ca microcarierele să reangajeze oamenii trimiși în primăvară în șomaj. Ranul nu va asista instantaneu, pentru că din știința noastră au un stoc de cărbune între 180-200 de mii de tone, cu care pot funcționa încă 3 săptămâni, o lună de zile, și din cât am înțeles se îndreaptă către privați. Sindicatele vor neapărat să meargă la București pentru o întâlnire la Ministerul Economiei pentru a se încerca o compensare, pentru că este vorba despre două companii de stat. Ion Rușeț, prin vicepreședintele Federației Naționale Mine Energie, a precizat că se poartă discuții cu sindicatele de la Severin. Că trebuie să facem demersurile necesare atât la Ministerul Energiei, cât și la Ministerul Economiei, deci la Ministerul Economiei, Departamentul de Energie, pentru rezolvarea acestei situații. Vedeți, datornicul nostru, al companiei pe care, a cărui salarii ți-l reprezentăm, este o companie care se află sub tutela Ministerului Economiei și este o companie cu capital integral de stat. Este o situație în care se impune o decizie politică guvernamentală. 750 de angajați de la cariera Huznicioara din Mehedinți, începând cu 2 septembrie, vor intra în șomaj tehnic pentru o perioadă de 4 zile. Situație tensionată pentru salariații oficiilor poștale din Gorj în această perioadă din cauza disponibilizărilor care urmează. Aproximativ 40 de angajați ai Oficiului Județean de Poștă vor pleca acasă dacă nu vor promova examenele. Testările profesionale au loc în aceste zile, iar pe 3 septembrie angajații vor afla rezultatele. Dintre cei 500 de angajați care activează în Gorj, deja 30 au solicitat să fie concediați la cerere. Timp de 3 zile, angajații oficiilor poștale din Gorj trebuie să susțină teste scrise, dar și un interviu în fața unor comisii pentru a-și păstra locurile de muncă. Mircea Bliduț, liderul de sindicat, spune că testările s-au terminat târziu aseară la ora 22. În momentul acesta, la Oficiul Județean de Poștă, suntem în curs de testări. Se dau testări cu salariații de la subunitățile poștale unde este excedent de personal, care nu vor promova... care vor fi respinși și li se va oferi un loc de muncă din locurile rămase vacante, iar cei care nu vor accepta vor fi disponibilizați. Oamenii sunt într-o situație tensionată pentru că riscă să rămână fără un loc de muncă. Mircea Bliduț spune că oricum salariile sunt destul de mici, iar condițiile de lucru lasă de dorit în multe oficii din județ. Starea de spirit e una tensionată, oamenii sunt... destul de mâniți pentru că a ajuns să fie în situația aceasta, dar asta e situația și nu avem ce face. Sunt oameni care au vechime? Sunt oameni care au vechime, sindicatul a obținut în acord cu administrația, se poate să plece benevol, adică s-a făcut cerere de a pleca benevol și beneficiază de salarii compensatorii conform ordonanței 36 date de Guvernul României și vor primi salarii compensatorii și le va merge și vechimea în muncă pe această perioadă. Românii Meteor sunt dispuși să renunțe la declarațiile din ultima perioadă și să nu mai atace familia regală de la Sibiu, chiar dacă nu prea sunt de acord cu cei doi regi. Dinele Potârc a stabilit cu liderii de Gorj ca timp de un an să nu mai atace familia regală de la Sibiu. Chiar dacă spun că nu mai protestează și fac un apel la pace, apele nu sunt încă liniștite, pentru că pe 8 septembrie are loc reuniunea de la Costești și conflictul poate escalada din nou. Ninel Potârcă susține că a discutat cu liderii din Gorj și din țară și a stabilit că este bine să nu mai protesteze pentru a nu mai perturba și mai mult viața romilor. Potârcă spune că nu a negat familia regală, dar acum este o problemă între frații, deoarece toți liderii vor un singur rege. După ce am avut în direct acea discuție cu Dorin și cu Ferdinand de la Iași, mulți lideri m-au sunat, am vorbit, s-a stabilit... să rămânem la tăcere, nu mai dorim să continuăm niciun protest, nimic, pentru că trebuie să apreciem, până la urmă, solicitarea celor doi frați în care a zis să nu perturbăm cetățenii de etnie romă, să rămânem în liniște, în pace și vrem pace, nu vrem probleme, discuții în care să ne creeze prejudicii.
Și Mihai Toma, ministru, spune că toată lumea trebuie să se liniștească deoarece nu mai vor discuții. Nu am renunțat la protest. Am decis toți membrii comunității rome nomade, timp cât e doliu de 6 săptămâni, pentru a se odihni tatălor, pentru care am avut un respect, am amânat protestul până trece cele 6 săptămâni și după aia vom continua până la eliminarea celor două coroane, să nu mai fie regi. N-avem nevoie de regi. Președintele romilor nomazi și Căldărar din Târgu Jiu spune că ar fi bine în acest moment să se lămurească lucrurile între frați și să rămână un singur rege. Jiu este liniște, nu mai trebuie să discutăm la toate camerele sau să ne intitulăm sau să vorbim. Regele Dorin Cioabă și Daniel, care s-au încoronat, trebuie să le lăsăm în pace, să iau o hotărâre pentru a ajunge la o adevărată hotărâre, pentru să vedem cine va rămâne rege adevărat, și sperăm din tot sufletul ca să rămână Dorin Cioabă. Și la nivel național și la Gorj sunt voci care susțin că este un armistițiu de fațadă, pentru că în realitate nimeni nu renunță la ideea că trebuie să aibă un singur rege. Lucrurile ar putea fi tranșate la Costești sau Curtea de Argeș în funcție de locul stabilit pentru desfășurarea sărbătorii romilor, când familia Cioabă va veni doar să prezinte salutul și să se retragă, pentru că sunt în doliu pentru 30 de zile. Doi consilieri locali din Bumbești-Jiu îl acuză pe primarul Constantin Bobaru că a plătit aproape 1 miliard bani publici pe câteva ronduri de panseluțe. Lucrarea a fost făcută de mântuială anul trecut, iar panseluțele au dispărut. Primarul spune însă că panseluțele sunt plante care nu durează 7 ani, iar costul lor nu s-a ridicat chiar la 1 miliard de lei vechi. Cele mai frumoase flori, nu-s panseluțele, nici trandafirii. Cele mai frumoase flori se duc la muncă cu cravata deplorată, și chiar de nu ia multă șpagă niciodată. Sunt totuși cele mai frumoase, cele mai frumoase, cele mai frumoase flori. Eftimie Popescu, consilier local PRM la Bumbești-Jiu, se întreabă ironic unde-s panseluțele și mai ales unde-s cei 10.000 de arbuști plantați în oraș. Consilierul consideră că este pur și simplu o bătaie de joc la adresa oamenilor care plătesc taxe și impozite, iar din banii aceștia se cumpără panseluțe. A fost o dispută aprigă anul trecut vis-a-vis de rondurile de flori și cei 10.000 de arbuști plantați în Gorj, în Bumbești-Jiu, mă scuzați, pe care, făcând o paranteză, cu 10.000 de arbuști împădurește un versant muntos. Față de plantele perene, panseluțele, care înfloresc 2 ani la rând, puteți constata la fața locului că 1 miliard cu TVA inclus, investiția cu care s-a lăudat autoritatea executivă, s-a ales praful de ea. Dureros până la urmă, revenind la o analiză serioasă, că banii comunității se duc pe apa sâmbetei într-un mod și cu o franchețe condamnabilă. Primarul Constantin Bobaru susține însă că panseluțele au fost plantate în urmă cu 2 ani de zile și, fiind plante perene, normal că nu au mai apărut și anul acesta. Panseluța nu este plantă perenă ca să poată fi păstrată în pământ după 3 ani de zile. Deci anul acesta n-au mai fost sumele necesare pentru a mai cumpăra atâtea flori și nu s-au mai cumpărat atâtea flori. Am văzut că și faptul că faci lucruri care înfrumusețează orașul te aranjează, și atunci am zis că nu mai cheltuim bani pentru a mai pune flori. Doi dintre consilii dumneavoastră local de acolo, domnul Popescu Eftemie și domnul Nicolae Mentrega, spuneau că au fost achiziționate anul trecut pentru suma de 1 miliard de lei vechi. Nu, doamna Gașa, cred că, domnule, eu că am rămas în urmă cu timpul. Aceste lucrări făcute acum 2 ani de zile, nu anul trecut, și nu-s de 1 miliard, de 500 și ceva de milioane, nici 470 de milioane, așa, fără TVA, că discutăm de sume fără TVA. Deci... Mai o problemă și cu arbuștii, spuneau că ați achiziționat 10.000 și că nu se regăsesc. Nu a fost 10.000, v-am spus, sunt niște date care dumneavoastră cred că visează noaptea și spun ziua. Ei, au dispărut, da, nu numai cu venirea toamnei, au dispărut că au dispărut. Da. Ideea este că... Și asta, cum vi se pare... Daniela, dacă te aduci aminte, la un moment dat am spus că astea sunt 6 morminte acolo.
pur și simplu n-au fost decât este o ridicătură de pământ pe care a încercat să se planteze ceva, pentru care s-au dat bani grei pentru amenajarea spațiului, pentru la care s-au făcut niște artificii din astea financiare, cum se numesc, inginerii financiare, ca să încredințeze, să nu facă cu licitații, chestii din astea, înțelegi? Deci lucruri care nu sunt corecte, mă, și până la urmă ar trebui cineva să intereseze și soarta banilor, cum se cheltuie și cât se cheltuie până la urmă. Că e vorba de banul cetățenilor, oamenilor din Bundești, în mare parte, impozite, taxe, care se duc aiurea. Dar nu s-a făcut licitație pentru banii aceștia? Poftim? Nu s-a făcut licitație pentru a se cumpăra panseluțe sau cum? Nu, a fost o încredințare directă. Primarul comunei Prigoria, Emil Răgman, va fi reclamat la Agenția Națională de Integritate pe motiv că deține o societate comercială la care este unic acționar, lucru interzis de lege. Acuzația vine din partea președintelui PDL Prigoria, Iuliana Iliescu. Democrat liberalii susțin că Emil Răgman deține și funcția de primar, dar și că se ocupă în același timp de societatea comercială. Firma a fost făcută în 2012 și are ca obiect principal de activitate creșterea oilor. Ideea principală este că domnul Răgman se află în incompatibilitate, fiind asociat unic la societatea Romemir Prodcom SRL. Da? Avem aici un extras de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pe care vi-l pot pune la dispoziție ca să îl vedeți. Fiind primar, nu poate fi și asociat unic într-o societate comercială. Edilul recunoaște faptul că deține această societate la care este unic acționar, dar la care nu deține funcția de administrator. El spune că la mijloc sunt răzbunări politice, răzbunări ce vin din partea adversarilor politici. Am o societate de creștere a animalelor, sunt unic acționar, dar administrator nu sunt eu. Administrator se numește Vâlceanu Ion. Să facă reclamație. Deci administrator este un băiat. V-am spus, administrator este un băiat. Societatea e de creștere ovinelor și caprinelor și societatea administratorul la societatea respectivă se numește Vâlceanu Ion, da? Credeți că este vorba despre o răzbunare politică? Bineînțeles, da, cum. Mi-a făcut reclamații sute, zeci, nu, am numai la poliție vreo 30 și ceva, până acum. Sesizarea va fi depusă în cel mai scurt timp de democrat liberal la Agenția Națională pentru Integritate, considerând că Emil Răgman, primarul din Prigoria, a fost incompatibil. Aceștia susțin că, în același timp, edilul ocupă funcția de administrator al firmei care se ocupă cu activitatea creșterii oilor. Reuniune importantă vineri și sâmbătă la Constanța, useliștii își dau întâlnire la Mamaia pentru a analiza ultimele evoluții politice și relațiile cu partenerii din USL. După această întâlnire și la Târgu Jiu, copreședinții USL Gorj vor convoca o ședință săptămâna viitoare pentru a se discuta despre stabilitatea alianței. Întâlnirile vor începe vineri cu Comitetul Executiv Național al PSD, unde vor participa miniștrii, președinții de consilii județene și primarii, care împreună cu liderul Victor Ponta vor analiza activitatea partidului de la preluarea guvernării. Sâmbătă se vor întâlni și birourile politice naționale ale celor trei partide din alianță la evenimentul România pentru Tineri, pentru a pune la punct și calendarul alegerilor europarlamentare, dar și discuții despre stabilitatea alianței. De la Gorj vor participa șefii PSD, de Ion Călinoiu și Florin Cârciumaru, dar și parlamentarii USL. Această ocazie se vor mai lămuri din problemele pe care presa încearcă în ultima vreme să le întoarcă pe toate părțile pentru a arăta că Uniunea Social-Liberală nu funcționează. Ei bine, nu ascundem acest lucru, se încearcă convingerea, deși nu știu dacă se va și reuși, dar noi încercăm să-i convingem pe cetățenii, sau mă rog, pe reprezentanții mass media în primă fază și prin ei pe cetățenii României, că Uniunea Social-Liberală funcționează. Deși a precizat că nu își va anunța oficial candidatura la prezidențiale, Crin Antonescu își va prezenta un mesaj privind proiectul său prezidențiabil. În același timp, liberalii așteaptă de la colegii pesediști o reconfirmare a susținerii acestuia la alegerile de anul viitor. Din partea peneliștilor de la Gorj vor participa Mădălina Ciolocoi și Dian Popescu. Vor fi niște reuniuni în care vom discuta cu siguranță toate problemele apărute pe ordinea de la nivelul organizațiilor. Și colegii din ACD vor fi prezenți și mai mult decât atât cei de la organizația gorjeană merg cu un of la Constanța. Este vorba despre funcțiile pe care le-au cerut în nenumărate rânduri partenerilor de alianță și nu le-au obținut. În același timp, PC are un target pentru europarlamentare pe care vor să-l atingă. Este foarte
foarte adevărat, PCO nu a primit nimic. Vom vedea, vineri suntem la o întâlnire, este birou național, de suntem invitați la Constanța. Sâmbătă sunt reunite toate cele trei partide, bănuiesc că tot așa într-o ședință și vom discuta. Dar am spus-o, pentru mine important este să ne pregătim pentru alegerile europarlamentare, pentru că trebuie să obținem acel procent pe care ni l-am propus și să depășim pragul de 5%. După întâlnirea de la Constanța, copreședinții USL Gor se reunesc la Târgu Jiu săptămâna viitoare, după o perioadă îndelungată. Președintele PSD Gor, Florin Cârciumaru, a convocat această ședință. Elevii care provin din familiile cu posibilități materiale reduse vor primi și anul acesta rechizite școlare de la guvern. Reprezentanții școlilor din județul Gorj au făcut o estimare a numărului de elevi proveniți din familii sărace, care au dreptul să primească rechizite gratuite în anul școlar 2013-2014. Licitația a fost organizată miercuri, urmând să fie desemnat câștigătorul și să înceapă procesul de distribuire. Listele cu beneficiarii au fost întocmite deja. Valoarea maximă a unui astfel de pachet pentru elevii din clasele primare este de 25 de lei, iar pentru un pachet cu rechizite destinate elevilor din clasele gimnaziale se va plăti maximum 30 de lei. Ceea ce privește rechizitele școlare acordate elevilor din instituțiile de învățământ din județul Gorj, avem în față o situație în care sunt menționate necesitățile stabilite conform metodologiei în fiecare din instituțiile de învățământ pe care le administrăm. La clasa pregătitoare există un necesar de 1407 pachete, ținând cont că plafonul pentru acordarea acestor rechizite școlare este de 150 de ron pe membru de familie, la clasa 1 1073 de pachete, la clasele 2-4 3942, la clasele 5-7 3996, iar la clasele 8 1362 de pachete. De exemplu, în orașul Tismana sunt aproximativ 300 de elevi care vor primi rechizite școlare. Avem o situație pe care, deci ne-am trimis o adresă la Inspectoratul Școlar Județean Gorj în 15 mai când mi s-a cerut și avem un număr de 377 de elevi care vor primi rechizite școlare în anul școlar, pe anul școlar 2013-2014. Așteptăm să fim contactați de ISJ Gorj pentru a ridica aceste... Numărul este mai mic sau mai mare față de anul trecut? Și cine beneficiază mai exact de aceste rechizite? De aceste rechizite beneficiază elevii care au situația materială precară, iar numărul celor care beneficiază în acest an este aproximativ egal cu cel de anul trecut. Banii pentru achiziționarea rechizitelor vor fi virați de Ministerul Educației Naționale către Inspectoratul Școlar după finalizarea licitației. Procedura presupune că reprezentanții unităților de învățământ vor realiza anchete sociale înainte de a distribui pachetele către beneficiari. Reclamații mai puține la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Gorj, dacă în anii trecuți instituția era asaltată în fiecare lună de aproape 50 de persoane nemulțumite de produsele cumpărate. Acum doar puțin peste 10 sesizări sunt primite lunar la sediul OPC. Gorjenii care sunt nemulțumiți de calitatea unui produs pot face o reclamație doar dacă prezintă bonul fiscal. Comisarii spun că această scădere se datorează controalelor zilnice făcute la agenții economici din județ. Cele mai dese reclamații ajunse la protecția consumatorilor sunt legate de neconformitățile la telefoanele mobile, electrocasnice, dar și la serviciile oferite de anumite bănci. Invitat la emisiunea Pauză de Cotidian, comisarul șef al OPC a precizat numărul reclamațiilor ajunse lunar la instituție. De 14-15 până la 20 de reclamații pe lună, a diferit de la, nu știu, de exemplu în luna ianuarie am avut un număr mai mare de reclamații, fiind perioada imediat următoare sărbătorilor de iarnă. Apoi, ușor, ușor, 14-15 reclamații. După Paști, de asemenea, au mai crescut un pic. Este foarte important ca în momentul în care achiziționați un produs să cereți bonul fiscal, pentru că altfel nu veți putea fi ajutat de către comisarii OPC. Foarte important, indiferent ce produs achiziționăm sau ce serviciu ni se prestează, să solicităm documente. De la bon fiscal, factură, certificat de garanție, ceva care să ateste că noi am cumpărat acel produs de la operatorul economic X. Dacă sunteți nemulțumit de calitatea unui produs și doriți să faceți o reclamație la protecția consumatorilor, trebuie să sunați mai întâi la numărul de telefon 0253 215221.
Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul mai este numită și Crucea Mică. Tradiția spune că în ziua de 29 august creștinii trebuie să țină post negru sau aspru, în care sunt permiși doar strugurii, dar și apa. În această zi nu se taie nimic cu cuțitul. Se mai spune că de astăzi începe și frigul toamnei. Bisericile au fost pline cu credincioșii care au venit să se roage și să participe la slujba. Sfântul Ioan Botezătorul era fiul lui Zaharia, un preot apreciat, vestit din Ierusalim, și a soției sale, Elisabeta. În amintirea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, Biserica Ortodoxă a rânduit ca ziua de 29 august să fie zi de post aspru. Preotul Vasile Vlăduiu spune că Sfântul Ioan Botezătorul este cunoscut în mod special pentru sfințenia vieții lui. Pentru Biserica Ortodoxă, ziua aceasta, tăierea capului Sfântului Ioan Botezător, este o zi de doliu. Este că cel mai mare profet al Vechiului Testament a fost ucis mișelește de către Irod, la îndemnul soției sale, care era căsătorit cu această soție, soția fratelui său, care murise. Și Sfântul Ioan Botezătorul l-a mustrat. Și de aceea a cerut la o întâlnire a mai marilor cetății și ai mai marilor din Iudeia capul Sfântului Ioan Botezătorul și pretipsie. Și acest lucru s-a întâmplat. 29 august rămâne o zi de doliu. Este și zi de post astăzi, cu toate că este joia. Credincioșii au venit astăzi la biserică pentru a se ruga, a aprinde o lumânare, dar și pentru a asista preț de câteva minute la slujbă. O lumânare la biserică. Am stat la slujbă. Ce să vă spun? Că i-a tăiat capul Sfântului Ioan. Este sărbătoarea Sfântului Mare Ioan Botezătorul, care a botezat pe Domnul nostru Iisus Hristos, care este tămăduitorul lumii, care ne-a miluit și care are grijă de noi, de toți, cu toate necazurile vieții care le avem. Ați venit la slujbă, să aprindeți o lumânare, să vă rugați? Vin la slujbă, ca să ne ajute Dumnezeu și Fecioara Maria. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este ultima mare sărbătoare din anul bisericesc, pentru că pe 1 septembrie începe un nou an. În continuare vă invit să urmărim informațiile din sport. Pandurii sunt astăzi față în față cu Istoria. Gorjenii joacă returul cu Sporting Braga în Portugalia și speră să întoarcă rezultatul din tur, atunci când au fost învinși cu 1-0 pe Cluj Arena. Pustai și elevii săi au plecat încă de ieri în Portugalia, unde au ajuns după o escală la Bergamo. Partida va fi una dificilă pentru că adversarii gorjenilor au o experiență mai bogată în cupele europene. În 2011 au jucat chiar finala Europa League, iar bugetul echipei se ridică la aproximativ 80 de milioane de euro. Din lotul pandurilor nu face parte Cornel Predescu, care va mai lipsi cel puțin 6 luni de pe gazon. Președintele echipei Marin Condescu este încrezător că băieții lui Pustai sunt montați pentru a face o partidă mare. Partida dintre Sporting Braga și Pandurii Târgu Jiu se va desfășura în această seară de la ora 22:30, iar meciul va fi transmis în direct pe Digisport 1. Pustai va începe această partidă în următoarea formulă. Mingote în poartă, linia de fund este compusă din Ungurușan, Erico, Paraschievas și Momcilovici. La mijloc vor juca Anton, Breveld, Ciucur, Nicoară și brazilianul Eric, iar vârf împins va fi folosit Matulevicius. Atât pentru astăzi, rămâneți în continuare alături de Gorj TV. Imediat după jurnal puteți urmări editorialul Pilula cu glazură de cianură, realizat de Ovidiu Popescu. Vă doresc o seară frumoasă, numai bine!